Un alt proces important al acestei perioade se numește ICAN. Acest ICAN este un produs care este obținut în primul rând dintr-o plantă care se numește Gymnostema pentaphyllum, care stă la bază. Această plantă numită Gymnostema pentaphyllum este cea care, cum spun chinezii, ea este cea care previne și combate tot ceea ce înseamnă derelare celulară, cancerul. Combate extenuarea fizică, stimulează somnul. În cartea chineză se mai numea planta salvatoare de vieți în caz de secetă. Se spunea despre această plantă, Gymnostema pentaphyllum, că se folosea pentru a înlătura procesele inflamatorii, folosea temperaturi înalte, se utiliza în cazul otrăvirilor, la fel și pentru tratarea hepatitei infecțioase, mai ales care apărea în anii secetoși, în anii fără recoltă. Această Gymnostema se folosea și ca hrană. Așadar, cu susținerea acelui comite de știință al statului chinez, această Gymnostema a primit un preț înalt din punct de vedere al calității și o înaltă apreciere și din partea Organizației Mondiale a Sănătății, a OMS-ului. Aceste saponine din Gymnostema pentaphyllum sunt cele care ajută să ne crească capacitatea imunitară, crește rezistența la lipsa de oxigen, mai ales pe zona de miocard. Devine și ameliorează multiple boli cardiovasculare. Mai are o funcție care este importantă, care reechilibrează activitatea sistemului nervos central, reglează splina ca activitate, ameliorează stările de insomnie produse de către ficat, pentru că ajută în refacere aproape completă acest organ. În compoziția ei se mai găsește caroten, se găsește provitamina A. Vitamina C conține polifenol din ceai și conține microelemente de care are nevoie organismul. Sunt multe substanțe la bază care ne ajută pentru a regla organismul. În primul rând, avea multe întrebuințări. Scade lipemia, de exemplu, reglează glicemia, reduce absorpția grăsimilor trans, stimulează o sinteză rapidă a proteinelor, stimulează regenerarea acestor celule hepatice, după cum v-am spus, împiedică transformarea celulelor, inhibă metastazele în cazul formării acestuia, mai ales la nivel de cancer hepatic sau uterin, împiedică proliferarea acestor celule canceroase, combate foarte eficient epuizarea fizică. Are o funcție de a regla tot ceea ce înseamnă insuficiență de materie nervoasă. Îmbunătățește tot ceea ce înseamnă funcție sexuală. Aceste substanțe care sunt importante pentru corpul nostru, le primiți pe tavă din acest ICAN. Aici am mai ales, de exemplu, din acest carotenoid, care sunt de fapt convertiți și se obține din ei vitamina A, adică retinolul, cum o cunoaștem noi, este o vitamină necesară pentru a îmbunătăți în primul rând vederea ca și organ de simț, dar pe de altă parte ne ajută și pentru a întări sistemul imunitar. Contribuie pentru o piele sănătoasă, pentru a întări tot ceea ce înseamnă membrane la nivel de mușchi. Și sigur că da, în cantități mari, poate fi chiar periculoasă. De aceea este o anumită doză care se administrează organismului, iar în acest ICAN o aveți perfect calibrată.
tot ceea ce înseamnă, de exemplu, la acest capitol, un reglaj pentru organismul nostru în a sintetiza alte substanțe, este nevoie de o cantitate destul de mare de vitamina C pe care acest lichid vă oferă. În primul rând știm foarte bine că deficitul de această vitamină duce spre o boală numită scorbut, care, mă rog, de mult a fost deja remediată, nu mai există în ziua de azi, sau foarte, foarte rar, dar pe de altă parte duce la o problemă majoră. Carența acesteia, în primul rând, duce la căderea dinților, la sângerări sub piele. Da? Când tenul devine, de exemplu, mai uscat sau palid, își pierde strălucirea, își pierde prospețimea. E nevoie de aceasta. Iar ea trebuie să fie o moleculă hidrosolubilă cu efect de antioxidant. Așadar, tot ceea ce înseamnă ICAN, după cum vedeți, ca să-l înțelegeți, el se administrează 3 ori câte 2 capsule pe zi, înainte de mese cu jumătate de oră. Se asimilează rapid, iar după aceea puteți să mâncați, pentru că deja aveți toate aceste substanțe care vă ajută în digestie. Deci este un mod ușor de administrare. La fiecare 2 capsule v-aș ruga dacă puteți să consumați măcar un pahar de apă. Are nevoie. Gynostema pentaphyllum, această plantă, este o saponină. Da? Sau cum să vă spun, se aseamănă cu ginsengul. Da? Cred că de ginseng toată lumea a auzit. El are în compoziție 24 de tipuri de saponine. Închipuiți-vă, gynostema conține 84. Deci este nevoie de apă, nu uitați acest lucru.